Domnul să vă binecuvinteze și astăzi și pâinea noastră cea de toate zilele să nu vă lipsească din suflete. Vara, cu caniculele ei, ne aduce aminte de zile răcoroase de toamnă sau chiar de zăpada care scârție sub picioarele noastre. În schimb, iarna grea ne trezește amintirea verii cu căldura sa și zilele ei lungi. Oare ce ne place de fapt? Ori rece, ori în clocot. O, dacă ai fi rece sau un clocot. Apocalipsa 3:15. Îmi place supa foarte fierbinte și băuturile răcoritoare reci, ca gheața. Nu suport nici una, nici alta să fie călduțe. Iisus a avut aceeași atitudine față de un grup de oameni care treceau drept copiii săi. El detestă faptul că ei sunt căldicei, iar prefera ori fierbinți, ori reci. De ce oare îi preferă Iisus reci mai degrabă decât căldicei? Dacă înțelegem termenul de rece ca fiind ostilitate față de Evanghelie, ajungem la concluzia că Iisus preferă o persoană să fie un împotrivitor al Evangheliei decât să fie un urmaș al său, numai cu jumătate de inimă. Explicația se pare totuși îndoielnică. Eu nu cred că Iisus preferă ostilitatea în locul unei jumătăți de inimă. Unii dintre cercetători sugerează că el s-a referit la două izvoare din apropierea Laodicei, izvoarele minerale fierbinți de la Hierapolis și izvoarele reci și cristaline de la Colose. Se considera că izvoarele fierbinți aveau putere vindecătoare. Izvoarele reci aduceau înfiorarea celui ostenit. Cei din Laodicea erau căldicei și de aceea nu erau de niciun folos nimănui. Tu și cu mine trebuie să ne punem aceste întrebări. Aduc eu înviorarea celor osteniți spiritual prin încurajare, bucurie și speranță? Aduc eu vindecare prin alungarea nepăsării, prin corectarea greșelilor și prin trezirea celor indiferenți? Nu uitați! Nu putem ajuta pe nimeni dacă suntem căldicei. Domnul ne vrea ori reci, ori în clocot, după cum o cere nevoia. Mi-ai dat putere inimii și minții, voința roabă doar ție ți-o închin. Să-mi fac eu partea, alăturea de sfinți, pe sfintele-ți ogoare a planului divin. Problema pe care o constituie creștinul de rând este că e numai un creștin de rând. Doamne, ajută-ne să fim în clocot. Amin.